Bună, Silvia! Înainte să încep, vă rog să vă abonați la canalul meu, să apăsați clopoțelul și să dați like, mă ajută foarte tare! Daria și Bogdana și Liviu la mijloc. Oare ce-o fi fost în capul lui? Sau se plictisește repede de o fată? A spus el, chiar a spus, că din Craiova a avut toate fetele care i-au plăcut. Așa că băiețelul mami e învățat să schimbe. E învățat, da, știe că e băiat frumos, cu lipici la fete, deci ce a făcut afară face și în casă mireasa. Dar nu s-a gândit și la Daria și la sentimentele, e normal că nu s-a gândit. El a fost doar atras de ea. Atât. Ce iubire. Oricum era prea repede pentru că, pentru iubire. Vreau să vă zic niște concluzii de ale mele după ce am văzut duminica. Doamna Anina s-a trezit, dar ar fi mai dormit. Dar ea s-a trezit ultima și doamna Anina a întrebat-o dacă e bine. A zis că așa și așa. Ce bine să fie. Iar Bogdana era pe terasă și aștepta să aibă discuția lor cu Daria. Au avut discuția, dar nu s-a auzit absolut nimica. O să avem o surpriză în live, pentru că de asta stafful nu ne-a dat sonor, ca să ne facă o mare surpriză. Oricum, eu mă plac pe Bogdana, pe Daria, cu Daria n-am nimica. Nu mi-a plăcut că a făcut aceste filmulețe și acea meserie bănoasă pentru ele, dar ea zicea că s-a lăsat. Asta ar fi lucru bun. Daria plângea după discuție, iar Bogdana s-a dus, a vorbit cu Lucica, iar nu s-a auzit ce au vorbit, bineînțeles, le lasă pentru live. Și după cum bine știți, Bogdana s-a victimizat absolut la toate mamele, absolut la toate. A început cu viața grea pe care o dus-o, parcă nu mai are viață grea. Când are un să șadă, nu are locuință, când iasă de la mireasa, în caz că, că va fi trimis acasă, eliminată, nu are un să ducă, parcă e mare greutate să-și închirieze o casă. Dar îi place foarte mult să fie victimă. Ceva urmărește ea. A văzut și celelalte emisiuni, celelalte sezoane și acum și-a dat seama că merge victimizarea. Merge victimizarea, dar nu la nesfârșit. Nu merge la nesfârșit. Și mai spunea că ea nu e atrasă de niciun băiat, că ceilalți care ar fi vrut ea să fie, cu care ar fi vrut să-l luați și tot felul de aberații. Dar toată lumea știe, și eu știu, mi-am dat seama, că ea vrea trei lucruri. În top, vrea să se căsătorească, pentru că are nevoie de casă, și vrea și premiu, pentru că avea de gând, încă are, bineînțeles, să-și facă o afacere. Are acolo în cap o afacere și ar avea nevoie foarte mult de acei bani. De fapt, toți concurenții vor premiu, că de asta s-au înscris la concurs. Cine se înscrie la un concurs și nu vrea să câștige? Nimeni. Dar ea, cu Liviu și cu Daria, o să dea niște explicații în live, luni la prânz, o să vadă ele. Toată lumea din casă vorbește despre ei, chiar toți vorbesc. A ajuns subiectul numărul 1. Poate asta și vrut. Dar cu victimizarea și cu vorbele urâte care le-a spus, nu cred că o să fie prea îndrăgită de telespectatori ca să poată să o voteze să fie în top, doar dacă o pune staful, pentru că ați văzut, face materiale. Și în casa mireasă cine face materiale, în top. Țineți minte de sezonul 7, pe Hatice, ce urât vorbea și s-a comportat aproape tot sezonul. Doar ultima lună a fost cât de cât că voia să câștige, ceea ce nu s-a întâmplat. Și mă bucur pentru asta. Bogdana a încercat să o cunoaștere cu Andrei. Au stat o parte din petrecere împreună, chiar l-a lăsat să o atingă,
Am impresia că s-au și sărutat, dar nu s-a văzut așa bine, bine, pentru că stafful filmează și ne arată ce vrea el, nu ce vrem noi. Și de asta mă și mir că a trecut așa ușor la Liviu să facă ce au făcut, că încă nu se știe. Nu știu Andrei cum a luat-o. Opinia lui n-am auzit-o, dar oricum toți băieții din casă i-am văzut râzând, i-am văzut strigând după Liviu. Chiar zicea el, viitoarea mea soție, și el zicea, care din ele, Daria sau Bogdana? Deci Andrei poate rămâne pe din afară, poate să schimbă, nu știu, poate sunt cupluri, să vedem în live, care o să oprească cunoașterea. Cu toate că nu sunt potrivite până acum niciun cuplu. Băieții prea tineri, fetele prea mature. Chiar și ocupați locului întâi, Ana și Daniel. 6 ani diferență, mai mare. El a fost atras de ea doar de CV-ul ei curat. Așa că să vedem, dar Liviu am văzut că lui nici nu-i pasă. El cânta, era vesel, nu-i pasă. Nu-i pasă pentru că așa e caracterul lui, așa e stilul lui de băiat. Dar vedeți că iar o supără pe mama lui. Iar o supără, iar plânge, pentru că e din aia plângăcioasă. Cu toate că Lucica, eu cred că s-ar bucura foarte tare să renunțe la Daria cu trecutul ei, cu videochaturile și toate astea. Nu cred că a vrut-o. În caz că e așa, e un prilej de bucurie pentru Lucica, nu e un prilej de tristețe, nu? Care mamă vrea pentru băiatul ei o videoceahistă? Eu n-aș vrea. Eu să știți că n-aș fi vrut. Ar fi putut să fie frumoasă, dar când mă gândesc de unde și cum a făcut banii, parcă nu. Ca să nu se plictisească nici fetele, nici băieții, staful le-a dat niște jocuri. Ceva să ghicească, am văzut cărți, nu știu, ceva de genul ăsta. Liviu trebuia să ghicească un cuvânt greșeală. Că ei, băieții, le-au spus ce ai făcut cu Daria și cu Bogdan, a fost greșeală. N-a fost greșeală, nu. A făcut-o intenționat. Nu faci așa ceva din greșeală, nu există. Nu se poate așa ceva. Eu așa cred. Și fetele au avut același joc, ca să nu se plictisească, pentru că duminica nu-i nimic. Nu-i emisiune, nu-i capricii, nu-i absolut nimic. Trebuie ceva să faci și până luni toți sunt îngrijorați, mai ales cei trei. Triunghi amoros. Trebuie să fie în fiecare sezon câte un triunghi amoros și noi l-am avut. Și noi am avut acest triunghi amoros. Să vedem cum, chiar sunt curioasă, ce explicații vor da, abia aștept să înceapă emisiunea de la 2, sper să reușesc să o văd și să văd ce explicații le dă toți trei. De Liviu nu fac griji, pentru că el găsește ceva, el o să o ia în glumă, oricum sentimente la el nu-i pentru niciuna, el ar vrea să câștige, atât. Indiferent cu ce fată. Și chiar dacă s-ar căsători de misiune, ar lua banii și, pa, au mai fost din ăștia. Au mai fost, sigur că da. Cărora nu le pasă. Și fete și băieți au în sezonul 3. Câștigătorii s-au despărțit de comun acord. Oricum nu se potriveau nici ăștia. Știți cine-ți devine din cauza vârstelor nepotrivite? Cei care fac castingul. Raluca și cine au mai făcut. Trebuie să găsesc la aceeași vârstă, nu pui băieți de 20 de ani cu fete de 30. Nu merge. Sau poate ăsta e și interesul. Să nu meargă și să rămână banii staffului așa cum au rămas și în sezonul 6. Cam atât am avut să vă spun pentru azi. Așteptăm live-ul. Vă rog să vă abonați la canalul meu, apăsați clopoțelul și dați like, că mă ajută. La revedere!